Bine v-am regăsit! Berbec, se pare că nu aveți chef de vorbă cu nimeni și vă lipsește inspirația. Ar fi bine să evitați întâlnirile de afaceri, precum și călătoriile lungi. Puteți avea succes în activitățile casnice. Vă sfătuiesc să nu faceți niciun fel de speculații, pentru că există riscul să intrați în conflict cu autoritățile. Taur, aveți multe probleme de rezolvat, dar nu prea vă simțiți în formă. Ar fi bine să nu vă asumați riscuri, pentru că este foarte puțin probabil să aveți succes. Aveți răbdare și nu vă lăsați dominate de nervi. Vă sfătuiesc să evitați discuțiile în contradictoriu cu persoana iubită. Gemeni. Dimineața aflați de la o rudă îndepărtată o veste care vă indispune și vă dă programul peste cap. Este posibil să plecați într-o călătorie lungă, neprevăzută. Dacă circulați cu mașina, aveți mare grijă să nu încălcați regulile de circulație. Rac. Intenționați să începeți mai multe treburi deodată. Nu uitați că graba strică treaba. Vă sfătuiesc să nu sperați la câștiguri ușoare, pentru că nu prea aveți șanse. Acordați mai multă atenție problemelor familiei. Leu. Problemele financiare vă îngrijorează. Vă recomand să vă păstrați cumpătul și să țineți cont de sfaturile unui prieten cu experiență. Evitați speculațiile ca să nu aveți necazuri. Fecioară. Vă sfătuiesc să fiți mai atent la cheltuieli, ca să nu aveți discuții cu partenerul de viață. Cel mai bine ar fi să mergeți împreună la cumpărături. Aveți tendința de a critica pe toată lumea și riscați să deteriorați relațiile importante. Fiți mai flexibil. Cu celelalte zodii ne întâlnim în doar câteva minute.